Fără îndoială, cele mai bune rezultate au fost obținute de către Florentina Marincu. Deși la vârsta junioratului sportiva născută în Șoimuș și legitimată la CNS Cetate Deva, a urcat pe podiumul unei importante competiții a seniorilor, reînnodând astfel șirul medaliilor Made in Hunedoara. Practic, la Florentina a fost o reconfirmare a valorii sale ca junioră, categorie de vârstă în care are numeroase titluri și medalii europene și mondiale, nu doar la săritura în lungime, proba ei preferată, ci și la altele. În 2015, Florentina a cucerit medalia de bronz la campionatele europene de sală ale seniorilor cu 6,79, în acel concurs doborând succesiv două recorduri continentale de juniori. De altfel, România are la ora actuală doar doi sportivi care dețin recorduri europene, fiind vorba despre Gabriela Sabo și Florentina Marincu. Apoi Florentina a mai cucerit un titlu mondial de junior la lungime și o medalie de bronz în aceeași competiție la triplu salt. Pe lângă aceste performanțe, succesele pe plan balcanic și național fiind aproape nebăgate în seamă. Consider că performanțele ei sunt deosebite și sper să-și confirme valoarea printr-un rezultat de peste 6,70 m și pentru a obține biletul pentru Olimpiadă. Așadar, pentru Florentina Marincu va fi un an al provocărilor, participarea la Jocurile Olimpice fiind principalul său obiectiv, dar mai sunt și alte concursuri importante. Sunt foarte fericită pentru cele două recorduri europene. Mai făcusem unul cu un an înainte, doar că nu a fost omologat. Iar anul acesta sper să fie un rezultat peste 70. Jocurile Olimpice 6-70 este baremul, dacă nu mă înșală memoria. Exact. Să sperăm, să stăm cu ochii în televizor toată noaptea, să vedem rezultate bune din partea ta? Puteți să fiți siguri că o să-l fac. Am timp, dar deocamdată ne pregătim pentru mondiale de seniori. Este 6-75 și sperăm să-l facem cât mai curând. Dar Florentina Marincu nu este singura atletă din județ care poate participa la competiții importante în acest an, cum ar fi campionatele mondiale de sală ale seniorilor, un alt sportiv devean, Răzvan Deliu, de la SCM, fiind cel mai bun săritor cu prăjina din țară la această oră. De asemenea, mai sunt campionate mondiale, europene și balcanice pentru tineret, junior și cadeți. Alți patru atleți din județ, Claudia Florea, Ceseghelar, Bogdan Șitoianu și Denisa Bota, ambii de la SCM Deva, precum și Alexandru Huțanu, CSS Hunedoara, fiind în loturile naționale. Dar mai multe amănunte despre atletismul din județ puteți afla astăzi cu începere de la ora 19 pe Hunedoara TV, în cadrul emisiunii Sport Plus, invitați fiind campioana mondială Marieta Ilcu și antrenorul emerit Ștefan Beregsazi.